soare. Pentru că iubesc soarele. Și de ce zic cu soare? Pentru că deja este vară și au fost zile în care nu am avut parte de soare și eu tot așteptam să fie cald, pentru că îmi place foarte mult soarele, îmi place energia pe care mi-o dă, starea de bine, căldura soarelui. Și ca să vă faceți o idee cât de mult iubesc soarele și ce relație personală am cu el, mărturisesc că la vârsta de 30 de ani mi-am făcut un tatuaj, singurul tatuaj pe care l-am, și scrie Sol in Eternum, adică mereu soare. Mare. În această vară mergem în Grecia și abia aștept, niciodată n-am fost mai nerăbdătoare ca acum să plecăm în vacanță. Lucrurile fără de care nu aș putea să plec în vacanță sunt crema cu factor de protecție pentru față și corp, un ulei sau un produs cu protecție solară pentru păr, pentru că am părul blond și vara nu-mi place să stau la soare fără protecție solară, inclusiv pentru păr, pentru că se degradează vizibil și am observat asta în ultimii ani, așa că pun și acest lucru în bagaj și Kindle-ul. Păi abia așteptam să primesc această întrebare, pentru că vreau să vă povestesc despre un produs pe care l-am descoperit în urmă cu aproximativ 2 ani. Mi-am înnebunit prietenele în legătură cu acesta, pentru că de-a lungul anilor am tot testat produse cu protecție solară, în special pentru față, pentru că este zona cel mai mult expusă și vă spuneam, iubesc foarte mult soarele și îmi place să stau la soare. Și am descoperit un produs din gama Capital Soleil, Age Daily SPF 50, și îl iubesc pur și simplu, pentru că îl pot folosi foarte bine ca bază de machiaj și îmi oferă și protecție solară. În mare parte a timpului, prin prisma meseriei pe care o am, port machiaj și cel mai tare lucru care mi se pare la acest produs este faptul că poate fi aplicat prin tapotare și peste machiaj. Pentru că degeaba te dai dimineață, spre exemplu, cu o cremă cu factor de protecție, dacă stai multe ore la soare, este nevoie să repeți acest procedeu. Având machiaj era mai greu. Iată că acest produs poate fi folosit inclusiv peste machiaj, este fluid non-gras, nici nu-ți lasă tenul foarte gras și îmi place foarte mult să-l combin în timpul meu liber cu un corector foarte ușor. Și nu trebuie alte produse, nu trebuie foarte mult fototen, nu mai trebuie pudră pe față, face o priză extraordinar de bună. Pe timp de vară îmi place foarte mult să folosesc serumurile pentru că au o textură lejeră, serumurile cu acid hialuronic, pentru că îmi place efectul imediat pe care îl obțin. Da, nu scăpăm de riduri peste noapte, dar cu o rutină zilnică de îngrijire în felul acesta, eu zic că reduci semnificativ liniile fine. Vara, înainte de a aplica un ser cu acid hialuronic, îmi dau cu apă termală, las să se zvântă puțin tenul și apoi aplic serul, adică pe fața puțin umedă, pentru că atunci când folosesc un serum cu acid hialuronic am observat că se usucă destul de repede fața. Și apoi aplic produsul care nu lipsește toată vara, îl am în geantă tot timpul. Este Age Daily cu SPF 50 din gama Capital Soleil. Îmi place foarte mult textura lui, felul în care se așează pe față și este extraordinar că previne apariția petelor și ridurilor. Previne hiperpigmentarea pielii, ceea ce mi se pare extraordinar, pentru că nu trebuie să folosești foarte multe produse. Îți alegi câteva care combină mai mulți acizi, vitamine, peptide, potrivite nevoilor tale. Și eu l-am descoperit de aproximativ 2 ani pe acesta și îl folosesc în fiecare zi, mai ales pe timp de vară.
Pentru reducerea ridurilor și prevenirea lor, putem alege Petin de Vară, un produs de protecție solară cu textură lejeră ce conține ingrediente active, precum peptidele. Totodată, pentru a reduce petele hiperpigmentare, putem alege un produs ce conține niacinamide. Iar cel mai bun mod de a preveni petele hiperpigmentare rămâne, desigur, protecția solară, ridicată și aplicată zilnic.